camere de supraveghere, unitățile de învățământ, dacă profesorii asistenți înțeleg pentru ce sunt numiți acolo în comisii și dacă doresc să-și facă treaba, cu siguranță că rezultatele sunt cele pe care le-am avut și anul acesta și în ultimii 2 ani. Se poate să ne bazăm și pe sistemele de supraveghere video, dar numai pentru a demonstra că evaluarea a fost corectă. Niciodată camerele de supraveghere nu vor putea lua măsuri împotriva elevilor sau a cadrelor didactice care nu își fac datorii. Așa se spun. La Botoșani media a fost atât de mare pentru că n-am avut camere de supraveghere. Nu, media la Botoșani în ultimii 5 ani cam aceasta este. Gradul de promovabilitate a scăzut și de pe locul 2 pe țară ne situăm pe locul 5. Dacă vedeți că